Fostul fotbalist Dănuț Lupu, condamnat la șapte luni și zece zile de închisoare cu executare, s-a întors în țară în această dupamiază și a fost reținut de polițiști pe aeroportul Henri Coandă. Fostul internațional nu a făcut declarații la sosirea în țară înainte de a fi preluat și dus la penitenciarul Rahova, acolo unde își va și pedepsa. Dănuț Lupu și soția lui s-au întors din Dubai, acolo unde se aflau și la începutul săptămânii, când judecătorii de la Curtea de Apel București au decis să păstreze decizia judecătoriei Cornetu, șapte luni și zece zile de închisoare pentru conducere fără permis. Fostul jucător la Dinamo și rapid, Lupu a rămas fără permis de conducere încă din 2001. De atunci a fost prins de mai multe ori, conducând fără permis, de fiecare dată a invocat urgențe medicale sau alte situații limită.